Salut și bine v-am regăsit la un nou episod de Mortal Kombat X. Sper să vă placă acest episod. Dacă vă place, nu uitați să apăsați butonul de like. Înainte de toate, probabil majoritatea mă întrebați de ce am postat Mortal Kombat și nu Brawl Star. Păi la Brawl Star aș vrea să încep cu câteva chesturi să le deschid eu, cel puțin 10. Și m-am gândit că să mai fac acolo câteva chesturi și voi face acel videoclip la perfecție. Deocamdată o să ne jucăm aici la Mortal Kombat la acest challenge pentru a câștiga niște bănuți, dacă pot să-i numesc așa. Dacă mai vreți jocuri în continuare, orice joc, probabil o să fac eu peste o săptămână, două, să alegeți dintre The Walking Dead, iJustice, mă rog, o să găsesc niște jocuri foarte tari și o să vă pun la alegere să votați. Ok, îmi scade viața, ce e cam nasol. Acu ceva vreme spuneam că nu o să fac gaming pe canal, se pare că fac gaming pe canal. Deci nici eu nu știu ce vreau să fac. Sunt un curcare de tot. Mamă, ce slabi sunt ăștia și nu vreau să joc aici, pentru că mi-era frică că iau bătaie. Hai, Scorpion. De clasă. Perfect. După ce termin acest videoclip, o să mă uit la un anime. Jack, să stai șmecher. Mă întreb dacă aș putea să le fac puterea maximă. Poate deschidem și un chest, băieți. Depinde. Ți-am eliberat, mă, putere? Nu, ți-am eliberat-o și cât costă. A, 1000 nu costă prea mult. Chiar nu costă deloc. Așa i-am primit înapoi, ok. Bine. Aș vrea să strâng 400 de bănuți ca să dau la acele cărți. Să-mi pice Sub-Zero, nu l-am avut niciodată. Ok, Jax versus Jax, cam nasoală treabă, deci hai Scorpion, nu fost treabă. Oh, ce damage dă. Cred să-i văd puterea maximă lui Scorpion. În orice caz e Scorpion, ce slab, nu e cel puternic. Da, nu e chiar așa slab cum credeți. Ok, acum va urma puterea. Ah, gata, o știu. Deportează. Frumos. Eu nu mi-a plăcut ea lui Jax cum era. Ce? Dar... Bine, nu e cam bătut. Acu. Bine, îi mai dau un pumn și... Wow, ce aruncat. Bine. Mort. Victorie, nu știu ce aș putea să spun în timp ce joc, să fie mai atractiv din punct de vedere la... Oh. Ah, că nu m-am uitat cum se numesc, de ce? Și vreau să vă spun caracterul vostru preferat din Mortal Kombat X, care este, al meu este Sub-Zero, urmat de Scorpion și Jax, nu. Cel mai mult îmi place Sub-Zero și Scorpion.
vine Jax. Pac, pac, le ia de cap și... Ah, trebuie să aștept mult, frate, dacă pierzi o chestie de asta. Pentru că ea, degeaba, chiar dacă dispare, el încă îți mai acordă timp. Ia, hai să mori. Nu pe tine. Da, am pierdut o chestie. Sonya Blade, Scorpion. Aș fi vrut să pun muzică pe fundal, dar ar fi foarte nasol. Că v-ați stat la gameplay pe muzică și cam ce AMV. Bine, că în loc de AIG. De la gaming. Level 22, level 22, level 24. Bine. Cred că o să fac un top de animeuri preferate. Dar mă gândesc ce nume o să pun. Top 5 animeuri bune care trebuie vizionate. Gata, așa o să... Sau care trebuie văzute. L-am luat un combo pe băiatul acesta. Ah. Mort. Nu. Mamă, scorpionul ăsta ce puternic e. M-a omorât. M-am uitat la vițele lor. Nu e chiar așa puternic. Dar dacă te prinde într-o pasă proastă, te cam omoară. Vezi, 100%. Niciun lag. Da, a făcut puterea întâi. Da, eram sigur. O, în orice caz, l-avem pe Jax aici, musculos. Ai de ăsta un pumniat. Ok, ia. A omorât-o, cum pariu. V-am spus. Am acolo cu Jax, sunt bazat. Și cu Sonya. Scorpion. De fapt, care e cel mai prost personaj din echipa mea? Jax e foarte puternic. Chiar o să mă uit. Jax 2884-4088. Wow, Jax e cel mai puternic. După vine Scorpion. Perfect. E perfect. Jax. Hai, Jax, fă-ți treaba pentru ultima dată. Că ești la pensie. Ești aproape pensionar. Nu muri. La sfârșit de carieră. Bă, dar chiar și nasul ar fi. Impresionat. Hai, mă, că am chef să mă uit la un anime. Ce slabi sunt personajele ăștia, caracterele. A, le crește viața. Plus 100. Plus 32. Plus 200. Bă, ia că pun aici. Morți-te. Vino, Jax, fă-ți treaba aici. Ai omorât pe Jax, Jax. Nu muri. Poamă, nu muri, Jax. Bine.
Sonia câștigă. Fuck. Locul 1, numai 1. Bă, băieți, hai să terminăm și noi acest challenge. 2000-2000, cred că am bani să deschid. Te rog, spune că am bani. N-am bani, frate. Te rog, 35. Da, nu mi-a dat niciun ban. Am echipa prea proastă. Sau am prea puternică. Nu știu dacă e prea proastă sau e prea puternică. Cred că e prea slabă. Da, e prea slabă. Că vreau să dau aici la cărți. La carduri. Dar nu pentru că n-au suficient bani. O să mă joc o rundă pe aici, pe undeva. S-ați putea, n-aș putea să mă joc să mai fac rost de câțiva bănuți. Lord, aici am făcut. Bine, haideți la challenge-ul acesta. Chiar dacă sunt 100%, sigur că nu voi câștiga. Dar haideți totuși să ne grăbim. Sunt deja 11 minute. Hai, Jax. Termină. Sunt cam slăbuții. Mâncați doar timpul, bă, băiți. Și fete. Și reptile. Am gata. Mi-a mai lipsit una? Bine că era tot aici. Mă gândeam că asta va fi foarte puternic. Dar m-am înșelat. Mort. Ok, haideți să dăm la... Vreau să spun să haideți să dăm la Rotterdam. Test, na. Dar am nevoie de teste. De fapt, mă închip de teste. Ce credeți că îmi pică? Chiar nu știu caractere. 450. Ia accine la rapă tipul ăsta. Mamă, dar ce de mici de... A, ba, nu, de mare. Haide să dăm la... Carduri. Ce-o fi, o fi, că nu mai am niciun ban în buzunar. Ok, să îmbunătățim. Ok. Johnny Cage. Mai aveam un Johnny Cage, dar hai să facem. 1583-1700. Da, a crescut, e destul ok. Bă, băiți, cam atât și cu acest episod. Sper că v-a plăcut. Iar noi ne revedem în următorul episod. Pe curând!